și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Astăzi am venit la dumneavoastră ca să vă și spunem cine este meșterul florării, atelierul cu linii decorative. Avem și un slogan. Filtrăm emoții și aducem zâmbete. Noi suntem din Brașov și astăzi am fost contactați pentru a aduce sărbătorii de zilei un buchet minunat. Mulțumesc. Domnului Gheorghe, am și pentru dumneavoastră. Tortulețul s-a deplasat că n-am știut câte... Așa. Minunat. Și pentru domn, o șampanie. Dar să știți că cel mai important este mesajul pe care cei dragi trebuie să vi-l transmită. Dragă mamă, ai un suflet bun și o inimă binevoitoare. Ochii tăi sunt castelele în timpul nopții. Poți fi numită, pe bună dreptate, o crotitoare a vetrei noastre familiale. Ești cea mai bună mamă. Părintele meu drag, a venit ziua în care vreau să-ți mulțumesc că m-ai crescut, un om adevărat și vreau să spun cât de mult te iubesc. Viața mea nu ar fi la fel fără tine. La mulți ani, dragi părinți, cu drag, fiul Cristian. Mulțumim, copii! Mai am? Dragă mamă, bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu multă sănătate și fericire. După mama mea, sunteți al doilea exemplu de urmat în viață. O femeie gospodină, descurcăriață, inteligentă, elegantă și surprinzătoare. Dragă tată, sunt tare bucuroasă că de 10 ani pot spune și eu din nou cuiva tată. Cred că tatăl meu de acolo de sus din ceruri e tare bucuros că cineva aici pe pământ o protejează pe fiica lui. Multă sănătate vă doresc din suflet. La mulți ani, dragi părinți, cu drag, nora dumneavoastră, Cristina. Vă mulțumim, Sule, de sănătate. Îi bucăm și noi și le mulțumim că au apelat la florăria noastră. Dumneavoastră vă dorim multă sănătate, să fiți la fel de primitori, sănătoși, să aveți parte de tot ce dumneavoastră vă